Deci suntem în mijlocul pădurii, undeva într-un loc ciudat. Și o să coborâm pe coasta aia, aici bicicleta mea. Și haide să-i dăm drumul. Bun, trebuie să-i dăm un pic încet, pentru că sunt denivelări și chestii ciudate. Și pot să dau un copaci. Deci uitați-vă câtă viteză prinsesc și eu nici măcar nu dau la pedale. Bă, dar cât e până la capăt? What? A, ajunsai la capăt? Haideți să testăm și drumul celălalt, mai e un drum aici. Și aici sunt tot felul de gunoaie, dar n-avem ce face. Aia e. Ok, nu știu exact ce este pe aici. Mă scuzați că mă mai bâlbui, dar e în urcare și nu mai pot nici să respir. Aici e tare. În partea aia intru în pădure, dar aici e coastă. Ce obosit. Hai că mergem până în capăt, să vedem ce e. Da, e în urcare. Haide să ne întoarcem. Ia-i câtă viteză, ești nebun? Ia să mă duc pe lângă. Bun, și cam asta a fost și a doua potecă. Am mai ajuns pe o coastă și după cum vedeți era drum și mai sus, dar eu o să iau în jos. Deci uitați-vă și voi cât e. A, trebuie să am frâna bună că aici mă duc. E cu viraj și cu multă coastă. Frână. Era să intru fix în balta asta. Dar e ok, haideți că ne întoarcem și la alt drum care este în stânga. Bun, văd că și pe aici este ceva, un drumuleț mic. Nu e ceva foarte mare, de acolo de sus am coborât eu. Dar haideți totuși să dăm din pedale. Mă umplu de păianjeni și de pânzele lor. Nu pot să-mi dau seama unde ar putea să iese drumul ăsta. Dar oricum acum ne întoarcem. Că totuși aici nu-i coastă și vreau să fie mai multă viteză. Bun. Dar acum mergem înapoi spre casă.